Sfârșit tragic pentru o tânără de 19 ani din Cornești, județul Gorj. Fata a murit în urma unui accident grav produs în Cara Severin, pe centura Lugojului. Tânărul aflat la volan a văzut prea târziu sensul giratoriu și a încercat să evite impactul. Din cauza vitezei și a carosabilului umed, autoturismul a derapat și s-a răsturnat pe câmp. Patru tineri cu vârste cuprinse între 19 și 21 de ani aflați în autoturism au fost răniți grav, iar fata din Cornești a murit. Zeci de mesaje de condoleanțe au fost postate pe pagina de Facebook a fetei. Deni, așa cum îi spuneau prietenii, a sfârșit tragic în accidentul produs noaptea trecută în Caraș Severin, în timp ce se îndrepta spre Timișoara. Tânăra de 19 ani era în mașină cu alte trei persoane și plecaseră din Târgu Jiu. Pe centura Lugojului, șoferul autoturismului nu a observat la timp sensul giratoriu, iar din cauza vitezei și a carosabilului umed, a derapat și s-a răsturnat pe câmp. Cei patru tineri aflați în mașină au fost răniți grav, iar fata de doar 19 ani a decedat. Familia și prietenii au fost șocați la aflarea veștii. Zeci de mesaje au fost postate pe pagina ei de socializare.